Duminică 28 iulie se va organiza cea de-a 12-a ediție a festivalului concurs de toacă pentru copii și tineret, intitulat Lemnul Sfânt care cântă, la parohia ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din localitatea Dumbrăveni. Marele premiu va fi acordat celui mai bun concurent, indiferent de categoria de vârstă la care s-a înscris. Juriul este format din specialiști în domeniul tradiției muzicale liturgice ortodoxe, și anume preoți, profesori de muzică, muzicologi și compozitori. Yeah.